Se pare că acum peste 2000 și ceva de ani, cineva l-a întrebat pe Aristotel: de ce preocuparea asta omului mereu pentru frumos? Și Aristotel a zis foarte simplu: asta e întrebare de orb. Cel care vede frumosul nu se mai întreabă, îl recunoaște și se bucură. După 2000 și ceva de ani, a vorbi astăzi despre frumos este nefiresc. Firesc astăzi este să urâțești viața, să vorbești de urât ca o nouă categorie estetică, despre patologic. Definiția frumosului generică se circumscrie ideii că părțile intră într-o armonie cu întregul pentru a satisface nevoia de echilibru, în același timp declanșând în receptor, uitați ce definiție, sentimentul de calm, de seninătate, de echilibru. Cam asta ar fi definiția, cum să zic așa, obiectivă a frumosului. Nu este o conferință, este o întâlnire. Întâlnirea are vulnerabilitatea ei, are frumusețea ei, dar are gradul acela de autenticitate. M-am gândit să mă întâlnesc de 4 ori în acest an cu cei care simt că această țară nu este încă zdrobită, în sensul în care o întâlnire nu înseamnă o adunare. Dragă Sanda, spunea Constantin Noica în scrisoarea lui către Sanda Stolojan, mă simt ca filozoful acela grec care se întreba care unul cu unul fac doi, când prietenul întâlnindu-se cu prietenul fac una sub mirare. Omul frumos nu este omul majorității, este omul calității, dar poate să fie și omul majorității. Exista un critic tânăr, la vreo 28 de ani, Visarion Bielinski, care spunea că artistul nu lucrează cu concepte, lucrează cu imagini. Și atunci trebuie neapărat, în calitatea mea de artist, să nu fac o propedeutică din concepte plictisitoare și să vorbesc de imagini grăitoare. Am spus, frumosul este o calitate, dar el poate să fie și o cantitate. Există un film documentar după Olimpiada din 1948, pe semne că atunci lumea era mult mai vulnerabilă, mult mai rănită după nenorocirea prin care trecuse și atunci între ei încă se adulmecau ca ființe umane. Este memorabil acest filmuleț, eu l-aș proiecta înaintea fiecărei olimpiade internaționale care sunt măcinate de competiția speciei. Două momente. Un moment al frumosului comun, al umanității puse la lucru, cum spunea Hegel, conceptul pus la lucru, în care un fost maratonist închis la Auschwitz, după ce a ieșit săracul de el de acolo din lagăr, a auzit că va fi această olimpiadă și a zis: voi face tot ce am să pot ca să particip. Și este filmat momentul acesta unic, în care se vede pe stadion cum a depășit mult plutonul și la capătul celor 41 sau 42 de kilometri, intrase în stadion singur. Și mai avea 100 de metri până la linia de sosire și se clătina. Nu mai putea. Se clătina cam cum se clătina poporul român în 1989, schilodit. Și atunci acea umanitate a încălcat legea. Omul frumos nu ascultă legea. Nu există lege pe care să nu o încalci atunci când este loc pentru mai frumos. N-am spus-o eu, a spus-o un mare artist, Beethoven. Și au încălcat legea, adică au călcat pe pista de sosire sute, mii. Și l-au luat așa, de umeri și îl duceau la linia de sosire. Și a câștigat. Pe semne că așa trebuia să se întâmple și cu acest popor, n-am zis neajutorat, schirodit, mutilat. Eu, în superstiția mea, așa mi-am închipuit că România va fi sprijinită în tot ce are mai bun. N-a fost să fie. Dar acolo, sezizăm, suntem surprinși, așa cum eu în seara aceasta am fost surprins minunată către prezența dumneavoastră aici, surprinși de această umanitate pusă la lucru.
Care or fi fost datele cu care i-au reacționat, nu se știe. Tot în acea olimpiadă, vorbind de o umanitate sensibilă, la 100 metri garduri, observăm cum primul alergător care alergă cu o viteză extraordinară se detașează de pluton, al doilea la un pas în spatele lui și plutonul destul de detașat. Cel din spate, când se ajunge la sosire, se împiedică, iar primul, în loc să alerge, se oprește, îl ridică. A pierdut medalia. A pierdut competiția. Dar a câștigat altceva. Gestul acela este incalificabil din punct de vedere al competiției și al performanței. Dar el este un gest creștin. Seamănă cu ce spunea la un moment dat Iisus, care e aproapele meu? Păi ăla, care a întins mâna așa când tu ai căzut. Omul frumos, dacă vedeți, o mică surprindere pe care mi-am permis-o, iese din specie. Specia este programată să alerge. Specia este concurențială. Societatea pe care o trăim este concurențială. El părăsește concurența, părăsește performanța ca să intre în desăvârșire umană. E, cam asemenea paradoxuri sunt cele care definesc într-un mod imponderabil omul frumos. Omul frumos este o întâlnire. Substanța din această seară recrează așa încet, gângav, slăbănugit, esența acestui neam de frumusețe. Am să vă povestesc, evident, despre o altă întâlnire în care mi-am dat seama că omul frumos eliberează. Prin 1996 am luat un premiu al Statelor Unite și m-am pomenit la Chicago. Și cineva mi-a zis, Dan, dacă te duci acolo la Chicago, pune o floare pe mormântul lui Mircea Eliade. M-am ferit să nu mă vadă lumea, să nu fie un lucru așa publicitar și l-am pus. Cineva totuși m-a văzut și am primit un telefon din partea doamnei Cristinel Eliade, soția lui Mircea Eliade, în care eram invitat să vin. Și atunci ce a făcut Dan Puric? Este întâlnirea între România stupidă și România frumoasă. România frumoasă, nevătămată, nealterată. Dan Puric s-a speriat, pentru că veneam dintr-un sistem în care sperietura era prima lecție, ca și acum. Sperietura merge soft, dar este continuă. S-a speriat, emoționat, normal. Am luat un buchet mare de flori, n-am spus niciodată, cu țiplă și m-am dus către casa lui Mircea Eliade. Eu, crezând despre Mircea Eliade, că are o casă foarte mare, foarte mare, așa, mare, cam cum e pe la Pipera, pe acolo, de nostru. Făcuse istoria religiilor, a înființat o nouă disciplină. Și eu, în capul meu, având racordurile de aici, îmi închipuiam că are o casă mare. Și mergând așa spre campusul universitar și intrând într-o locuință atât de modestă, mi-a țâșnit o lacrimă, fără să pot să o opresc. Nu mi-am închipuit. Începea să miroasă a crucificare. Am intrat înăuntru, carpete românești originale, dar vechi, uzate, undeva într-un colț era o candelă cu portretul lui și acolo doamna Eliade îmi dăduse mie cel mai mare Oscar. Îmi pusese micul meu afiș xerocopiat. Îl pusese la candela lui Mircea Eliade, mai mare premiu nu trebuia. Și am așteptat. Cu buchetul ăla cu țiplă, așa m-am așezat, ca în filmele cu Cehov, așa, pe o margine de scaun, ca în Gogol. Și am așteptat vreo 10 minute. Și după 10 minute a apărut doamna Cristina Eliade într-un cadru. Avea o fractură. M-am sculat în picioare, mergea și o femeie care se vedea cât de frumoasă a fost și încă era superbă, cu ochii albaștri, așa ca un peisaj grigoreștean, mă privea. Și eu m-am sculat și sculându-mă am devenit ceea ce fusesem, utecist. Și în timp ce mergeam, mă imbecilizam. Auzeam foșnetul, țipla aceea de... Și am început să spun lucruri, eram eu, nu vorbea gura fără mine. Doamna Eliade, vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o ca să vizitez casa comemorativă Mircea Eliade, o ocazie unică pentru mine, care e fără de pereche și mă vedeam în creșteaua alea de pionier, medaliile, jnururile, țipla, era, cum să spun, foșnea și ea mă privea, dragă de ea, cu ochii albaștri. Și mi-a ascultat imbecilitățile 3 minute, după care s-a sprijinit în cadru și mi-a zis: vorbește, mamă, mai tare, că baba e surdă! Și atunci m-am normalizat, am făcut așa: of, Doamne!
Și m-am așezat ca pe cerdac la vasul lui și am zis, doamna Iliade, ce mai faceți? S-a normalizat totul. Și mi-a zis, fumezi? Zic, nu. Foarte bine, eu fumez, dar e rău. Cafea. Mamă, ce i-au făcut lui Iliade în țară? L-au distrus, mamă. L-au... Uite să-ți arate mama birou, uite aici munce. A zis, mai bine mor la masa de scris, dar nu voi ceda. N-a vrut cetățenie până cu ultimele trei luni, a zis că e român. Și când am văzut-o așa distrusă, femeia, soția, ce i-au făcut lui Iliade, mamă în țară? Și am zis, doamna Iliade, stați liniștită. Și a început Puric să dea din el tot ce a citit. Istoria religiilor, mai trei, nuntă în cer. Și o jumătate de oră a tăcut. A tăcut și urmă a zis, Viorica, mai dai o prăjitură și o cafea, că e frumos și deștept ca Mircea, când l-am cunoscut. Și am aflat cu ocazia aceasta că sunt frumos. De asta mă aveți și pe copertă. Ați văzut? E o paranoia. Știți cum zicea Eftimiu? Că sunt modest, dar vreau să se știe. Eu mi-am ales această paranoia și am să vă spun de ce. Acum, sigur că noi culturnici exersați în taberele internaționalistilor să dea acest individ care se crede buricul pământului și sunt puricul pământului, credeți-mă, m-am tot gândit de luni de zile ce să pun pe copertă. Că vor veni oameni, o copertă așa mai neutră, nu merge, că frumosul trebuie să atragă. Mie mi-a plăcut foarte mult Socrate. Socrate avea un suflet de o frumusețe extraordinară, dar era cam un rățel. Și nu pot să pun pe Socrate așa. Până mi-a zis să-l pun pe Eminescu. Zic, nu merge, că Eminescu este defazat, el nu se mai învață nici la bacalaureat, el este acum poet județean. Nu, nu mai merge sintagma națională, vă rog foarte mult. Nu, el este județean și în curând o să fie comunal. Zic, nu merge Eminescu, nu, că mă calcă ăștia în picioare, noua elită intelectuală o să mă facă praf și de frică, dar Puric a fugit la voivozi, la ce vedeți dumneavoastră pe aici. Și zic, nu, nici voivozii nu-i mai învață copii, inclusiv fiul meu la școală, nu sunt europeni. Sunt schilozi, așa zic. Și atunci zic să-l pun pe rege, pe majestatea sa, Carol I. Nu. Este gata, e trecută monarhia. Monarhia este așa, o chestie de... Zic, dar nu pot să pun nici măcar un rege român care nu. Și pe urmă zic, hai să iau președinții din 45 până încoace. Și m-am uitat și m-am dat seama, bă, dar eu sunt cel mai frumos dintre ăștia. Și zic, vă rog. Nu, vă rog, abțineți-vă, că și așa am fost acuzat într-o revistă de curând că vreau să ajung președinte. Am zis, nu se poate. Aș dori, dar nu se poate, că nu se poate striga Puric, Puric pe cere, Puric, Puric și poporul. Vezi, Puric, Puric pe cere, Puric, nu se poate. Și nici în caz de grevă să zici jos Puric, e ridicul. Deci sunt condamnat. Și atunci am zis, Dumnezeu mi-a zis, ei Puric, tocmai de aia să te pui tu pe copertă. Pentru că tot ce a fost mai bun în țara asta a fost degradat, pentru că a fost mari. De la Eminescu până la, din voivod până la majestatea asta, au fost mari, au gândit major România și atunci au dat. Atunci, într-un Puric nu poate să dea. Dumnezeu m-a smerit ca să nu mai poată umili fratele meu omul. Și am zis, fraților, loviți, că gloria voastră va fi să striviți un Puric. Evident că acum se va spune că fac politică, că Puric este monarhist, că ei nu sunt învățați să circule în zona normalității. Omul frumos circulă în zona normalității. Omul urâțit are etichete în buzunar, în stânga, zacuscă, cafea. Pe mine, primul botez al frumosului mi l-a făcut bunica mea, care n-a vrut să ajung brand. N-a vrut, ea nu știa de brand atunci, dar n-a vrut ea să pună o etichetă. Și pe la 4 ani jumate, când am debutat pe o scenă la Căminul Cultural la mine acolo în munți, mi-a făcut o poezie fabuloasă, intuiția feminină care te botează cu taină. Și poezia suna așa, eu vreau să mă fac ceva, dar nu spun la nimeni, îi spun mamei la ureche că mi-e prietenă mai veche. Acel ceva era deplasarea mea către taină. Acest ceva de pe scenă se întâlnește cu acest ceva astăzi. Fără definiție, dar cu multe taine. Și atunci, lucrul acesta de a seziza, cine ți-a dăruit o frântură de frumos?
Spune Bergson la un moment dat, des images remanentes, imagini care îți rămân. Poate pentru tot restul vieții, pentru prima oară când te-a mângâiat mama, când ai mers de sculți prin iarbă. Ceva care îți revine așa, cu o persistență nu obsesivă, cu o plăcere nemaipomenită. Și dacă ar fi să vă mărturisesc în această întâlnire, în loc să defrișăm conceptul de frumos, să vă spun cam când m-am întâlnit eu cu frumosul, mi-aduc aminte pe biata mama cum se aranja în oglindă. Aveam vreo 5 anișori, vedeam frumusețea mamei, frumusețea femeii și un contact așa cu oglindă. Și rămâsesem așa siderat. Și un timp al frumosului care se dilata. Dincolo era chinul soțului care își așteaptă femeia. Lori, dragă, grăbește-te că ne așteaptă musafirii. Atunci mi-am dat seama că teoria relativității, dilatarea timpului, a fost născută tocmai din această dublu timp. Timpul femeii care se aranjează al cocheteriei sale născute și a bărbatului care are timp, nu mai suportă. Hai mai repede, dragă, că întârzi. A fost primul și am văzut acest timp dilatat, cum dintr-o dată s-a scurt-circuitat. A devenit crispat ca întreaga Românie în 50 de ani. Sinterizat. Când mama săraca a părăsit oglinda și s-a uitat pe fereastră și a zis, vai de mine, am uitat. Ea se pregătea să se ducă la o petrecere cu tata, acolo la țară, la alți medici. S-a uitat și vai de mine, am uitat, uite, asistentele de la spital vin să mă ia pentru ședința de partid. Cu o încolonasă la partid. Și atunci am văzut cum toate lucrurile aleargă prin casă. Și mama disperată a spus că întreg sufletul acestui popor, a ascuns frumos, a zis, mamă, să nu le spui că sunt acasă. Și mama s-a ascuns după o magazie plină cu păienje. Și atunci puric a ieșit în față, eram atâta, el un puric, după garduri, păzeam frumosul. Și le-am așteptat pe asistente care veneau ca gâștele alea din Walt Disney. Veneau așa, s-o chemă la spital, la ședință. Și printre țambrele de gard le-am văzut ochii și mi-a zis, puișor, ce faci? Zic, stau prin curte. Mămica e acasă? Nu, mama nu e acasă. Dar unde e? Haideți că vă arăt eu. Și i-am dus. Și a găsit-o pe mama frumoasă între păienjini. Stătea așa, precum sufletul neamului românesc ascuns de comuniști. Și a zis, doamna doctor, ce faceți acolo? Mă pregăteam să vin la ședința de partid. Adică între șobolani, la fix era. Între șobolani. De atunci eu am fost un mic turnător. Mi-am turnat mama, de fapt frumosul. Și acum fac altceva, nu fac ca sunt un delator de profesie. Torn faptul că poporul român este un popor fundamental frumos. Ies și mărturisesc lucrul acesta și dacă mă întreabă unde e, veniți că vă arăt eu. Atunci am mâncat bătaie de la mama, sper acum să nu mă bat alții. Că mama săracă așa părea legitim timpul ei. Există în această aventură a vieții întâlniri cu frumosul. Credeți că această impregnare care lasă urme în tine au ecouri profunde și unda de șoc se manifestă mult mai târziu. L-am văzut pe tata care nu făcea nicio concesie urâtului din jur într-o perioadă de ghetoizare, un fost boier, dar nu ăsta bogat, avea pământuri, se ducea pe semne să vâneze dropii, era medic pe la Hagin, pe acolo, n-a făcut politică în viața lui, a dat la oameni totul. Și acum când am fost acolo să recuperez pământul, erau tătari, zicea, efendi Puric, făcut bine la mine. Efendi Puric. Și zicea, a murit efendi Puric. I-am văzut căzând în genunchi și sărutându-i mâna, domnul doctor, noi mulțumim la tine ce ai făcut. Acest om ajunsese pensionar într-un apartament nenorocit din drumul Taberii și vorbea la telefon. Tocmai se instalase robotul. Este ora 12, 25 de minute, 15 secunde. Dar numai că robotul era feminin. Este ora 12, 25 de minute, 30 secunde. La semnalul. Și tata spunea, Duduiță, vă mulțumesc din suflet. Nu mai trebuie să vă deranjați. Este ora 12, 30 de minute, 27. Vă mulțumesc, sărut mâine, Duduiță, sunteți atât de drăguță. Este ora 12, 31 de minute. Duduiță, vai, dar ce drăguță sunteți, ce amabilă. Până când a venit cenzura din bucătărie, mama care zice, închide-i, dragă, telefonul că vorbește cu robotul. N-am putut să-i spun. Era prea frumos ce se întâmpla.
Sigur, de sublim au ridicul, il n'y a qu'un pas, spune Napoleon. De la sublim la ridicul nu-i decât un pas. Tatăl meu nu-l făcea. Atunci este o moștenire a frumosului. Este o moștenire a gestualității frumoase. Frumosul este o dezmărginire. Frumosul este o eliberare, o părăsire a urâtului. Am spus că este un paradox ca într-o lume antrenată prin urât și spre urâțire, ca tu să ai timpul de a gândi și a vedea frumosul. Frumosul tămăduiește. Frumosul tămăduiește e mai mult decât vindecarea. Și am să vă spun tot o întâmplare, căci întâmplarea se traduce prin in templum, adică în casa lui Dumnezeu. De-aia spune românul cu inteligență creștină, nu-i nimic întâmplător. Pe semne că, cum să zic, adulmecat esența acestui cuvânt, întâmplare. Tot așa, micuț, la 5 ani, într-o casă prăpădită, stăteam prin București, aveam un naș care și el s-a potrivit să fi fost dintr-o mare familie de boieri, Gabrielescu, care sunt și în Junimea, și care ajunsese sărac lipit pământului, profesor de matematică, fost avocat, nu mi-a dat voie să profeseze, vorbea 4 limbi perfect și într-o zi mi-a zis, ai citit Don Quixote? N-ai să poți iubi niciodată. Și când am împlinit 8 ani, mi-a făcut rost de Don Quixote să citesc. N-am înțeles nimic atunci. Nu l-am uitat niciodată că mi-a spus, atunci n-ai să poți iubi niciodată. Era bolnav. Îi scosese un plămân și avea o boală avansată. Era frică de moarte. Și într-o dimineață a venit la mine în pijama, eu nu știu cum rămăsese în singura casă, a zis, cheamă salvarea că mor. Și atunci știu că mi-a dat o fisă de 25 de bani și am alergat așa prin ploaie cu pași mărunți, înnebunit, la un telefon din ăla public. Și n-ajungeam la el. Și atunci mi-am pus niște sticluțe cu lapte. Că și-a zis, alo, salvarea, da, s-a uitat voce, moare bunicu. A zis, bunicu, câți ani are? Zic, 75. Bine, și-a închis și-am fugit acasă. I-ai dat telefon, ai spus, da, zic, am dat telefon, am spus și m-a întrebat ce vârstă ai. Zic, 73 de ani, nu trebuie să le spui vârsta, că o să mă lasă să mor. Nu, ei nu vin la oameni în vârstă, du-te din nou. Din nou m-a dus cu fisa aia prin ploaie, ca în Oliver Twist. Era fabulos. Vreau să alerg mai iute decât moartea care venea spre nașul meu. Și am ajuns, am pus fisa, a zis, alo, salvarea! Da. Moare bunicul. Câți ani are? 18. Și atunci au venit de curiozitate. Și a venit salvarea. Și din salvare s-a dat jos un medic ușor, grăsuț, dar foarte trist. Trist, căzut, fundamental. Și nașul meu stătea bolnav pe scaun și el se apropia așa trist de el să-l consulte. Și atunci am văzut că în timp ce se apropia tristețea de nașul meu, nașul meu se vindeca. Și a spus așa, dar ce aveți, domnul doctor? Domnul doctor a spus așa, m-a părăsit iubita. Pe urmă și-a pus stetoscopul, dar nu se știe ce asculta. Nașul meu s-a făcut bine și a spus, nu-i nimic, trebuie să creezi în viață. Și pe urmă nu știu ce au discutat, dar vedeam cum îl vindecă pe doctor. Și atunci doctorul venea o dată pe săptămână la consult. Omul frumos îl consulta pe cel bolnav. Cum recunoaștem frumosul? Păi ca să recunoaștem frumosul, trebuie să existe obiectul frumos și subiectul care îl valorizează. Obiectul este un posibil potențial de frumos numai în clipa în care eu mă opresc și contemplu. Și eu subiectul. Pot să fie un simplu subiect sau un potențial subiect valorizator în funcție de ce se întâmplă. Și acum să vorbim concret.
Fiul meu, la 5 anișori, a găsit prin iarbă o insectă. Extraordinar, superbă. Și a zis, tata, uite ce frumos. La 3 metri a dat colțul la cabană și s-a întâlnit cu un muncitor care lucra pe acolo, un șofer. Și a zis, nenea, uite ce frumos. Și a zis, de frumos, gândac. Deci, zice Caragiale, și eu și Mitocanu privim luna. Dar el degeaba o privește. Luna este arcușul și eu sunt vioara. Și aici putem vorbi, citând aceste conștiințe de receptare a frumosului. Shakespeare spunea, soarta unei glume nu depinde de gura care o spune, ci de urechea care o ascultă. Interesant! Valoarea! Mai zice în Troilul și Cressida, Shakespeare nu este nici în cel care prețuiește, nici în cel prețuit. E în raport. La fel vedem la Hegel. Și subiectul care prețuiește și obiectul este în raport, ca în dragoste. E o întâlnire. Odată întâlnindu-se lucrurile astea, apare gustul estetic. Cel care vorbește despre gustul estetic este tovarășul Immanuel Kant, pe care noi îl apreciem foarte mult. Kant vorbește despre gustul estetic și îl introduce judecata valorilor. Iată dintr-o dată că frumosul nu mai merge așa în lume liber, ci începe să fie cuantificabil. Cum recunoaștem frumosul? Nu zice Socrate în Hippias Maior, până la urmă, că frumosul nu-l cunoaștem. Zice, îl recunoaștem, Hippias. Frumosul este în noi. Nu dați importanță la mănunte, spunea Michelangelo, că acolo se ascundă diavolul. Eram prin clasa a treia, pe la un internat prăpădit, și doamna învățătoare a zis, jucăm la sărbare grupul 5 albinuțe. Puric ești albinuța numărul 5, rezervă. Vă dați seama, pentru prima oară un puric interpreta o albinuță. Și eu nu puteam să joc, să fiu rolul principal, pentru că n-aveam ciorăpei albi, aveam ciorăpei negri și eram rezervă. Și noi cântam ca albinuțele și a venit nenorocire, adică ziua spectacolului, în care s-a îmbolnăvit una dintre albinuțe. Și atunci doamna învățătoare a zis, puric, trece albinuță. Păi zic, am șosețele negre, nu contează, dăm spectacol. Și am apărut toți, n-am suit niciodată cu aripioarele și ziceam, albinuța, băci, și toți ne priveau așa duioși, mai puțin tovarășii directoare care aveau o față ușor de securistă și care s-au uitat așa ca o vrăjitoare la noi și ne-a făcut așa. Adică nu cumva să greșiți. Și atunci s-a întâmplat catastrofa. Deci, albinuța, băzi, și am ieșit plângând, distruși. Un om, un suflet, e ca albinuța aia. Un popor, mai ales un popor lovit. O privire nedreaptă, o privire coercitivă. Fenomenul de urâțire, urâtul, se face prin frica. Frica este ceea care lucrează asupra omului frumos ca el nici măcar să nu mai înmugurească în țara aceasta. Mi-a spus cineva, o doamnă, ca o sfântă, peste tot ai fost în lume. Dacă te vei duce vreodată în Iran, adu-mi o piatră. Zic, ce piatră? Este acolo o piatră, am aflat. Se numește piatra răbdării. Omul suferind vine, spune și piatra l-ascultă. Se pare că îi absoarbe toate necazurile. Nu bârfește, nu spune nimănui. M-am gândit, ce nevoie de piatra asta are acest biet popor? Să spună suferințele, să-l asculte cineva. Nu-i vorba de valea plângerii, nu-i vorba de un lucru artificios, ci este vorba de a sta puțin, a pune urechea asupra unui neam și a asculta suferințele. Adu-mi, te rog, piatra aceasta, mi-a zis. Și am spus, am să-ți o aduc, dar am să-ți mai aduc o piatră. Se spune că în Heracleia, așa spunea Socrate, este o piatră puternică, care atrage lanțurile de metal și celelalte pietre. Am să-ți aduc și piatra asta. Când om lângă om va veni și va face ceva invizibil,
suflet lângă suflet. Întâlnirea noastră are loc pe o firavă potecă. Când va veni sfârșitul lumii? Îl întreabă un monah pe Ava. Sfârșitul lumii va veni atunci când potecile dintre chilii vor fi șterse. Diabolos, în grecește, cel care tulbura, șterge potecile. Ca dumneavoastră să nu credeți în ceea ce vă spun. Ca dumneavoastră să nu credeți între dumneavoastră. Sinapse rupte, imposibilitatea de recuperare, stropește, murdărește tot, omoară orice fel de ideal, distruge tot, lovește în modele, ascunde-te parșiv în numele de construcții critice, fă democrație din ceea ce nu se poate face democrație. În biserică nu există democrație, este ierarhie. Îngerii nu sunt egali între ei. Apostolii nu sunt egali cu Iisus. Prezența ierarhiei este prezența monarhiei. Eu nu pot să fiu egal cu tatăl meu. Conrad Lorenz a spus, de unde superstiția asta penibilă? Ne naștem cu simțul ierarhic. De ce când te mângâie bunicul ești fericit? Potecile dintre oameni au fost infestate și sunt tăiate. Titu Maiorescu a spus un lucru de o crasă banalitate, dar fundamental, grozav lucru, relațiile dintre oameni. Acestea au trebuit să fie demolate. Câte relații mai putem avea? Du-te spre literatura română, ți se taie totul. Du-te spre memoria neamului, ți se taie totul. Între Isihast, între Avă și Titu Maiorescu nu e nicio diferență. Amândoi respiră creștin autentic. În 1989, un tânăr a fugit bucuros într-un vârf de munte și a spus unei avă, am scăpat de comunism, suntem liberi. Și era bucuros. Și bătrânul a ridicat ochii și a spus, abia acum începe iadul. S-a tăiat capul viperei și veninul intră în trup. Sunt otrăvite în continuare lucrurile. Exercițiul de curățire al potecii îl facem firav dinpreună astăzi. Dumneavoastră pentru mine sunteți în această seară cărămizile vii care pavează drumul spre memorie. Și am să vă spun de ce. În viața mea nu am cerut un ban pentru o conferință. Am făcut anul trecut când s-a scris această carte. Și am făcut vreo 47 de conferințe în întreaga țară, cum am putut. N-am luat un ban. Dumneavoastră ați plătit scump ca să veniți la această întâlnire. Banii aceștia se vor duce. Pentru că m-am hotărât să fiu bogat. M-am hotărât să mă îmbogățesc pe seama dumneavoastră. Și să-mi fac o casă mare într-un cartier rezidențial, dar uitat de oameni și îmbrățișat de Dumnezeu. E o râpă. Dan Puric vrea să-și facă o casă mare pe o râpă. Se numește Râpa Robilor și este la Aiud. Mai rău acum câteva luni de zile, porci care mâncau pe acolo, găini, gunoaie. Acolo a fost abatorul intelectualității, elitei românești. Am zis elită. Elita este de la țăran până la rege. Elita este tot ce este mai bun. Și acolo a fost abatorul. Și atunci am zis ca banii aceștia să se ducă. Și noi românii să ne plătim singuri memoria. Toți banii pe care Dan Puric îi câștigă se vor vărsa acolo. Sunt cumplit de gelos, în modul bun al cuvântului, pe Vaida. Când 2007 a făcut acel film, Catinu. Ca să știe lumea unde au fost uciși 10.000 de ofițeri, elita, s-a făcut un film. Iată o cinematografie care polonezul nu uită. Nu în sensul că nu iartă. Polonezul știe demnitatea creștină. Știe să-și recupereze memoria. Această aplecare, această întâlnire are sens
Banul dumneavoastră va deveni această cărămidă acolo. Important este să începem să construim dinpreună, pe nuclee. Există un lucru care te mărginește. Există un lucru care te constrânge. Ce e frumosul? Întreabă Socrate. O, tu Hippias Maior, înțeleptul înțelepților! Spune-mi, ignorantul, cu cabotinismul lui genial care simula ignoranța ca să facă acel lucru pe care toată lumea știe, procesul acela de maieutică, să-i vadă, să-l provoace, să-i vadă suficiența sau agerimea minții. Spune-mi tu, Hippias, înțeleptul înțelepților, ce e frumosul? Vai, Socrate, cum de nu știi? Uite calul ăla de acolo, e frumos? Ești extraordinar, Hippias. Nu m-am gândit niciodată. Calul e frumos, deci frumos este un cal. Doamne, mi-au luat zeii mințile. Ce aproape era răspunsul. Dar, Hippias, iată, din nou mi se întunecă mintea. Dar spune-mi, o fată poate să fie frumoasă? Uite fata de acolo. Sigur că da, Socrate. Ești extraordinar, Hippias. Nu m-am gândit. Deci frumosul poate să fie un cal, o fată. Și astfel Socrate îl îndeamnă să numească multitudinea de lucruri frumoase. Dar o lingură de aur este frumoasă sau utilă? Și, ești nemaipomenit, Hippias. Dar mormântarea care o facem noi le place și zeilor? Și ușor, ușor îl duce către ceea ce grecul numește aporie, o înfundătură. Subliniază acea minte strălucită, Constantin Noica. Și iată cum Socrate vrea să le ridice din mulțimea lucrurilor frumoase la ideea de frumos. Și Socrate termină prin lucrul acesta uluitor, Hippias, deci noi nu cunoaștem frumosul, îl recunoaștem. Ne este dat să le recunoaștem. Mă uitam prin literatura română și văd la Caragiale. Și eu și Mârlanul privim la lună. Pentru mine e frumoasă, pentru el nu e. De ce? Și răspunde tot Caragiale. Luna e arcușul, eu sunt vioara. Dacă lipsește, nu se lipește nimic. Cine pe cine privește? Ochiul frumos care vede această țară. Și nu-i vorba aici de fetișizare, de naționalism, comunism, de... Nu, că vom avea păcatele noastre. Și sunt convins de asta și ne le ducem. Dar avem și calitățile noastre. Și atunci, trăind afirmativ pe acele calități, începem să ne vindecăm. Pentru că și eu, și fratele meu intelectualul de astăzi, căsăpit de burse, privim la România. Și deci, o țară nenorocită în curs de aderare. Și eu zic, nu este o țară nenorocită, a fost o țară schilodită. Este o țară martirică. Tu nu știi ce știu eu? Nu, tu știi. Tu nu poți să vezi. Este mai grav. La ce bun? Avarul să se joace pe scenă, întreabă Schiller, în teatru ca instituție morală. În sală este avarul. Nu-l recunoaște, râde, este el, nu sunt eu. Arată avarului, avarul și nu-l vede. Și zice Schiller, nu pentru avar jucăm, ci pentru ceilalți ca să-i gardăm, să le arătăm cum este. Ca să se păzească, să n-aibă confuzii. Frumosul creează ierarhie. Frumosul nu se încolonează. Spunea la un moment dat George Călinescu, dacă am cunoaște secretul artei, nu ne-am sfii să-l industrializăm. Adică să-l marketizăm. În clipa în care te-ai apropiat, el dispare. Există de la Socrate această capacitate deja conștientizată a recunoașterii frumosului. Noi, români, recunoaștem frumosul încă. Asta este șansa dăinuirii noastre și secretul. Încă, așa, nenorociți, mizerabilizați, degradați, încă sufletul acesta românesc palpită, nealterat în fața frumosului. Se întâmplă un accident. Se întâmplă o întâlnire ratată pe care lumea secularizată de astăzi vrea să ne dea cu împrumut și care nu ne aparține.
E o întâlnire fundamental ratată între un comisar al Imperiului Roman, numit Pila din Pont, și un tânăr cu barbe și plete, pe care un mare părinte ortodox, Siluan Atonitu, o identifică în esența ei. De ce ai venit? Îl întreabă pe acel tânăr. Și îl răspunde, ca să propovăduiesc adevărul. Cum am mai fi răspuns bătut, chinuit? A răspuns, ca să propovăduiesc adevărul. Și se spune, Pila din Pont a zâmbit. N-a zis nimic. El știa că orice discuție asupra adevărului, ce este adevărul, e aporetică. Duce acolo în fundătură. A zâmbit și a plecat. Și atunci s-a rupt lumea. Eu sunt calea, adevărul, viața. El se întâlnise cu adevărul. Dar întrebarea lui a fost, ce e adevărul? Asta trebuia să spună. Ce e adevărul? Pila din Pont se pare că l-a întrebat, a zis, ce e adevărul? Dar n-a așteptat răspunsul. Și zice Siluan Atonitu, n-a întrebat cine e adevărul, că atunci ar fi văzut. Și vedem cum de la lucrurile multe pe care Hippias, grecul, le pune așa, precum Carl Linné, precum Mendeleev, le așează pe un tabel. Și vedem pe Socrate care face efortul de a vedea ideea de frumos, facultatea noastră de a recunoaște. Un salt uriaș. De la ideea de frumos se trece la ființa frumosului. Frumos în concretețea lui, în carnea lui. Acela nu l-a văzut. Poporul român a văzut. Poporul român are această moștenire. Întrebarea care se pune, ce este România? Un ghetou de muncă forțată în care își fac ăștia de cap. Cine este România? Cine este această ființă? Și atunci vedem că frumosul, substanța omului frumos, se naște din jertfă, din asumare și din acel ceva intraductibil. Frica, urâțirea. Nu vorbim în capitole, în tomuri, în secvențe. Îmi aduc aminte, eram pe la Botoșani, stagiar, o scenă, cum a zis mașinistul, domnul Dănuț, pentru noi scena icoană, iată frumos. Pe scena aia ca o icoană făceam un spectacol festiv. Spectacolul festiv de 24 ianuarie aducea cu sine frica. Frica nu era concretă, era în aer. Paralizam pe rând toți. Era de ziua onomastică. Și se spune așa, n-aveți voie să greșiți. Cine greșește, ăla e. După multe ședințe n-aveți voie să greșiți, frica ne devenea fiziologică. Că și noi trăim acum din rezidurile fricii vechi, plus frica asta soft de acum. Și vedeam urâțirea omului frumos. Pe scena aceea, ca o icoană, călcam noi omul urâțit. Și a fost un spectacol festiv, au chemat filarmonica băgată acolo în fosă, în spate corul de la Flămânzi, și aici actorii, care se uscau buzele de emoție, că aveam textele, ca astea, cărțile de bucate, avem ciorbă de burtă, leuștean, și am tovarăș, cu un nume atât de frumos, care se înalță către cer ca pasărea, partidul este în toate. Și regizorul spunea, așteptăm să vină tovarășul prim. Îi se schimba și mersul. Mersul de așteptare a tovarășului prim este așa. Să nu deranjeze, nu știu, morții, ceva. Era ceva acolo. Și dintr-o dată omul ăsta care se anestezia ușor și a pierdut glasul și a zis, a venit, a venit, Doamne, Doamne, a venit, Doamne, taci, veniți, gata. Și o, o gogâldeață care se strâmba, Doamne, taci, a venit, Doamne, viu, căci, gata. Zune, ce s-a întâmplat, Doamne, taci, Doamne, sigur. Au intrat toate găinile alea de crevedia cu cocuri în cap, activistele, triste toate și atente, parcă erau milițeni feminini. Se uitau ca nici măcar o muscă să nu greșească. Și a venit și tovarășul și a venit frica. Și a zis, dați drum, dați-o scurtina, dați-o scurtina.
dirijorul nebunit? Cortina încet, cortina, cortina. Corul din spate la frumos. Actorul se pregătea să zică partid iubit, Elena. Și a venit nenorocirea. Dumnezeu trimite frumosul. Deci acum tu trebuie să-i dezmărginești pe cretinii ăștia. Microfonul nu era cu stativ, era agățat. Și el murea în timp ce se ridica cortina, buzele, i-am zis că Elena. Și ridică, ridică, cortina, cortina, și se întâmplă nenorocirea. Cortina agață microfonul. N-ați văzut? Ăla era mort. A fost cel mai mare moment de pantomimă pe care l-am văzut în viața mea. Era așa. Atunci a devenit creștin. Se ruga, Doamne, l-a obligat microfonul să aibă transcendență. Adică să părăsească privirea orizontală de activist. Să se uite la Dumnezeu și Dumnezeu i-a zis, ți-am luat microfonul, acum, să te văd. Și ce-a urmat a fost o nenorocire aia. Adică esența declarației de dragoste. A fost uluitor. Spectacul acesta, mâncate de frică, care au urțit, au dat superbii de frumos prin replica naturii umane. Tot la spectacolul ăsta sau la altul, unde totul se crispa așa, se sfinteriza cu milițenia în jur, a venit unul de la opera din Iași. Vorbea tot timpul de era bariton, dar vă rog, la repetiții, vă rog, textul. Nu învățase nici textul, zicea. Săracă țara Moldovei. I-a zis unul prăpădit. Maestre, nu vă supărați, nu luați pe stânga, că vin balerinii, luați-o pe dreapta. Balerinii aveau 65 de ani fiecare, cu părul alb, făceau piruete așa. Nu știau unde sunt, că nu-i scotea la pensie. Făcea și ea, era și el, erau terminați. La Fellini era copilărie. El cu plete mari, albe așa, și a căzut în pian, nu mai știu ce, dar erau balerini. Era un moment uriaș, nu se poate discuta. Frica își dădea esențele. Și ăsta a zis, mă înveți pe mine profesie de 30 de ani, cretinule, știu pe-mi soi, și a ieșit. Era genul care își punea pantofii de lac în cutiuță, așa, și a pus-o, a? Și a venit sala plină, să vedeți cum se răzbune Dumnezeu, este extraordinar, asta este substanța de supraviețuire. Sala aia plină de obtuzitatea aia totală, absolută, rinocerizată. Și ăsta, săracă țara Moldovei, aplauze, Pavarotti. Nu știu ce, și uite dobitocul și-a pe stânga și dă de balerinii ăia doi, care împreună se duceau la geriatrie, și când trece prin fața microfonului de nervi, zice, rația-i dracu. Deci le-a zis esența, domne. Dumnezeu l-a pus să spună ce n-ar fi spus în viața lui. Frumosul trupesc, frumosul armoniilor, frumosul raportului. Toate acestea sunt frumuseți care sunt legate, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, în chingile firii, sunt trecătoare. Dar Dumnezeu totuși ți le-a dat ca să le vezi. Și atunci zice el, pe ce să ne axăm? Să ne ducem către frumusețea sufletească, cea nevătămată de timp și de boală. Și atunci ne apropiem de frumosul fundamental creștin. Există o poveste minunată a Evului Mediu, în care țăranul, la masă, înconjurat de bogăție, îmbrăcată în aur, în tot ce era strălucitor de curaj, cu săbii, cu armuri, de frumusețe, o femeie superbă, și undeva un nenorocit îmbrăcat în zdrențe pe care scria fapta bună. Și vine moartea
și spune, trebuie să mergi. Cum o să merg eu acum, spune țăranul. În plinul vieții mele, tu mă iei. Obraznico. Și că nu sunt obraznic, că sunt necesară, trebuie să pleci acum. Nu, nu, ba da, o să pleci. Și dându-mi seama țăranul că n-are nicio șansă și a spus, eu sunt moartea, trebuie să pleci, a început să plângă și a rugat-o, te rog în genunchi atunci, lasă-mă măcar, pentru că mi-e frică acolo unde mă duci. Mi-e frică să fiu singur, lasă-mă să fiu însoțit de cineva. Bine, te las, i-a spus moartea. Și a s-a dus la curaj și a zis, însoțește-mă. Și curajul a zis, este pentru prima oară când am curaj, nu pot. I-a zis la bogăție și a zis, însoțește-mă tu, n-am cum să plătesc moartea, mi-e frică. S-a dus la frumusețe și a zis, eu pălesc în fața morții. Și atunci s-a sculat omulețul acela mizerabil și a zis, las că vin eu cu tine. Era fapta bună. Fapta bună este nemuritoare. Frumosul dezmărginește. Frumosul feminin, a venit mama să mă vadă în armată. După 9 luni, aveți în caietul program Dan Puric Soldat. Îl vedeți acolo, puteți râde în timpul liber și l-am dat acasă ca să vă relaxați. Deschideți să vedeți ce față de cocean de porumb am așa. Semicretin, stăteam în poziție, m-au făcut fruntaș la sfârșit. Vă dați seama, eu care trebuia să fiu general, da? Și că de-aia m-am pus pe copertă. Și când m-a văzut mama după 9 luni, atunci a venit inspecție de la Ministerul Apărării Naționale, 10 general, 300 de colonei, toți stăteam așa. Nu m-ai mișcat, copacii mișcau, nu eram așa. Singurul care m-a mișcat prin unitate era un câine, care mai mergea pe acolo. Și noi eram toți, drept, drept, și în teroarea asta am auzit un glas. Soldat Puric, la mine! Ordonați! Am făcut și o gafă îngrozitoare, că eram cu emoții, ne-am învățat unul gradele, zicea, bă, cu o stea mică sub locotenent, cu două stele locotenent, cu trei stele, cu două, o stea mare major, cu două stele mari locotenent, colonel, cu trei stele colonel. Și a ieșit în pauză unul care era mai așa și ce însemna Africa și a văzut un locotenent colonel cu două stele și ăsta nenorocit a zis să trăiți tovarășul doi maiori. Adică eu am râs și Dumnezeu m-a pedepsit pentru că frica intrase și în mine. Paralizam. Și a zis soldat la mine, ordonați. Ordonați, ordonați. Te duci la locotenentul major Rufă și îi spui să vină la unitate. Și noi când ne duceam acolo alergam și când vedeam pe ăla băteam pază de filare așa. Și alergam acolo, înnebunit, l-am văzut pe tovarășul locotenent major Rufă, am făcut așa și Dumnezeu a zis, Puric, acum dă-i drumul! Tovarășul locotenent major Boarfă, permite să raportez! Și l-am zis, Boarfă, e mătă, mă, nenorocitule! Dom'le, te-i schilodea! Era summit-ul, domne! N-ați văzut că summit-ul în România au plantat ăștia, tot slugile, panseluțe seara ca să se vadă că e frumos și au venit în minoritățile, dacă nu vorbim că nu-i voie politic corect, și l-au furat noaptea. Au furat. Și a doua zi autoritățile de stat au pus un milițian o panseluță, un milițian o panseluță, un milițian. Nu știe la cine să te uiți, domne. Spuneți-le ăstora, domne, acum că văruiesc totul, domne. La mine când a venit comedia franceză, așa sunt pusee, comedia franceză la Teatrul Național acum câțiva ani, au zis imediat să văruim. Ne văd francezii, au schimbat pe primul secretar de partid cu francezii, frica venea din altă parte, că acum vine Bruxelles. Vine partidul, acum este o frică. Și vin francezii și și-au dat seama că n-au bani să văruiască totul. Și au văruit numai intrarea în cabină, toaleta, intrarea și restul l-au lăsat așa. Și am găsit un francez, cred că modificat, nervos, care stătea la mine așa, era așa. Și zic, ce se poate, monsieur? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Și de ce a zis el că n-a văzut așa ceva? Pe perete era o familie de gândaci albi, toți. Da. I-a prins cu stropitoarea. Și familia pleca. În emigrație vrea să plece în Franța. Și ăsta nu văzuse gândaci albi la Discovery, la Animal Planet, n-au arătat, era. Și eu nu i-am explicat, știți că logica asta care ne-a rămas comunistă, la noi, eu vă spun în calitate de Puric, că sunt prieteni cu gândacii, la mine, înainte să intru să fac rolul, fac așa, du-te mă de aici, mă, că e cabina lui Puric, mă, stai mă liniștit. Când se face dezinsecție la Național, toți gândacii, nu numai de la mine, pleacă toți cu familii, cu bagaje, la o peretă. Acolo se înmulțesc, niciodată nu fac împreună dezinsecția. Nu, niciodată. Și când fac aia dezinsecție, vin înmulțiți înapoi aici. Și România nu mai este din cercul acesta. România este o țară îmbeznată, cum a zis un monah, îmbeznată.
Și ca să vedeți imaginea asta, îmi aduc aminte tot așa, acum vreo 10-12 ani, am fugit pe la o peretă, se oprise lumina, mizerie, nu mai știu ce, și pe scară, unde era liftul, din întuneric am auzit așa o voce: Domnule, nu mă scoateți și pe mine de aici. Și apoi în întuneric zic: Doamne, unde sunteți? În lift. Vorbeam în întuneric, era Hitchcock totul. Unde în lift, doamnă? Aici, mai aproape. Parcă era foc, foc, apă, aer. Mai... Și de când stați, doamnă? De 2 ore. Păi, doamnă, să vă scot. Păi da, asta ziceam, dacă mă puteți elibera. Elibera? Eram pe post de insurecție. Și nebunit? Să vă spun cum e țara acum și cum este omul frumos, nu că e tovarășul Puri frumos. Normal, am început să alerg prin teatru, era luni, era, să alerg, am găsit un pompier, un meu, Doamne, vă rog din suflet, zice, Doamne, blocat în lift, să mergi. Hai bă, lasă-mă în pace, mâine dimineață când vin mașiniștii, se poate? Este România îmbeznată, închisă în lift, de care nu se îngrijește nimeni. Doamne, moare țara, Doamne. Doamne, se jefuiește. Hai mă, lasă, facem de o constituție, vorbim cu parlamentul. Îi mai și sună telefon, are 8 telefoane. Da, da, Fane, da, imediat. Acum. M-ați înțeles? Și atunci, prin asemenea imagini, vezi structura și fiziologia acestui neam. Și a spus că în clipa în care toți stăteam așa ca sturiuni în conservă, a venit mama. Și a zis, soldat, du-te la poartă că a venit maică ta să te vadă, schimb două vorbe și duci înapoi, că nu, e voie să intre. Și imaginea care a fost la poartă a fost a maternității absolute. A omului frumos, a frumuseții care încalcă legea frontal, legea imbecilă. Mama mea care m-a văzut că eram ca un stavrit, la un moment dat, eram în primele 9 luni de armată, până m-am îngrășat abuziv. Pentru imagine, știți, imaginea României în lumea. Așa ca să nu ies rupt. Și m-a văzut și a zis, dragă, vreau să vorbesc cu comandantul, nu se poate, vin, l-am dat om normal și îl văd schelet. Și ăla care scrie așa, tovarășe, nu se poate, este inspecție aici. Și atunci tovarășul s-a pomenit cu o geantă în cap. Mă, nenorocitule, pe mine mă ții la ușă, care-ți doctoriță și mă așteaptă bolnavi. Marș de aici, vino dragă cu mine. M-a luat și puiul mami, m-a făcut și puiul mami. Adică m-a umilit la 19 ani și mergeam prin curtea unității, ia cu geanta, îi dădea tot timpul în cap plutonierului. Înapoi, nenorocitule, nu mă ții pe mine, se poate așa ceva? Vorbea mama, croșca totală, care își apăra puricul. Și am ajuns la comandant, unde ăla s-a învrezit la față la un colon și că stați în ușă, nu intră nimeni. Mă țin ușă, țintă de artilerie. Dar ce crezi dumneata că o încă o poșetă în cap și lui ăla? Și a intrat. Și când a intrat am văzut o imagine, 10 generale că se tot la o hartă mare, unde era tot tratatul de la Varșovia cu beculețe aprinse, cu nebunii, cu sovietele, care au făcut așa. Nu le-a venit să creadă. Asta a fost ultima imagine. După o oră m-au chemat. Poftim înapoi la tovarșul comandant. Zic, mă leagă. Mă leagă, eram traumatizat, eram înnebunit. Omul urât. Eram înnebunit și am intrat. Când am deschis ușa, imaginea era apocaliptică. Toți generalii deschiși la haină. Mama le ghicea în cafea. Aveți? Da. Aveți una de ghindă aici, la o mare adunare. E o vulpe care vă pândește, ăia cu batiste nebuniți. Tot tratatul de la Varșovia era în ceașca ei. Nebuniți stăteau pe rând. Vă rog să vă puneți o dorință pe degetul mare și pe fundul. Să vedeți cum stăteau generalii cu degetele ridicate ca lumânările de Paști. Erau toți așa. A? Și mama făcea strategii uriașe și spunea, Doamne, o clipă așteptați. Aveți aici o floare. L-a așternut într-o săptămână, sigur, ăla era terminat. Și la un moment dat, că a lucrat foarte mult, i-a căzut batista jos și toți generalii după batistă. Și a zis, vai dragă, eu parcă sunt Desdemona și voi toți Otelo. Și atunci mi-am dat seama de forța uriașă a feminității care dezmărginea stupiditatea ca zonă. Imbecilitatea aia cu harta, care ne-a ținut în cușcă 50 de ani, era dezmărginită prin frumosul feminin. Era prin viața lor, viața lor devenea mai importantă, harta lor, biografia lor. Ce forță imensă, extraordinară. Am mai spus, pe urmă, de această dezmărginire prin frumosul feminin, al tainei feminine, care este o altă imponderabilă. Am văzut-o tot în unitatea militară când s-a făcut mobilizarea. Cred că am povestit undeva pe la domnul Robert Lucescu.
Noaptea s-a dat ordin 2000 de ei să fie mobilizați. De ce? Atac care venea din partea Occidentului și noi să luăm moldoveni, să-i băgăm pe tun, direct. Și atunci s-au pomenit toți noaptea cu din astea, scoală băi, hai, la unitate. Și ne băi băiete, eu, tu, pac, l-a luat moldovean care nu mai înțelegea nimic din el și noaptea am dat ciorap la 2000 de soldați. Erau ăia cu rachiu, că e și fabrică de rachiu acolo, erau terminați, nu știu unde au ajuns. Mobilizarea, aia să fie perfectă. A doua zi dimineața la 8 a început ofensiva mărășești feminină. Toate femeile, parcă s-au adunat așa, au venit cu cretiți, ciorbă de perișoare, pui, pături, au sărit gardul, hainuții, vină încoace, ai, ai, așa? Și au pus în zona, era o zonă cu pădurici, așa, acolo, cu gazon, cu nu mai știu ce, ca să nu se vadă secretele militare. Și acolo au făcut picnic. S-au așezat cu ciorbe, cu fripturi, cu nebunii. Și toți aia 2000 stăteau acolo jos și femeile dădeau de mâncare. Ia mama aici, că cine știe ce se întâmplă mâine, poimine să te duci pe front. Era dejun pe iarbă al lui Manet de un milion de ori mai valoros. Era dezmărginirea aceasta, indisciplina absolută și supremă pe care femeia a făcut-o în fața unei asemenea aberații. Era acolo și grijă maternă. Important este existența lui tovarășul Puric. Soldatul cu arma care trecea și nu-i venea să creadă că unitatea militară s-a transformat într-o creșă. Și vine un colonel la mine și îmi spune, soldat pas alergător la mine, du-te și bagă în unitate pe toți. Zic, eu. Zic, tu, ce mai aștepți? Și atunci eu m-am dus de imensitatea și după o tufă am văzut unul ăsta mai gras, așa, un moldovean care mânca, ciorbă de verișoare cu nevastă, zic, nu vă supărați, domnule, le-am spus și eu cu autoritatea, nu vreți să intrați în clubul unității? Și ăla s-a uitat așa din perișură și a zis, fă, dă-i ceva de mâncare lui ăsta că e mort. Și s-a terminat. Această frumusețe a gestului care sudat, dus unul lângă altul, dar și incapacitatea de a recunoaște, se numește vindecare. Se numește a te vindeca, a te învecina cu calitate. În cartea aceasta care am încercat să o scriu, am zis, haideți să ne reîmprietenim cu condiția de a fi român. Cine cu cine se împrietenește, spune Socrate în Lysis, cei care se seamănă sau cei care se deosebesc și tocmai de asta se atrag. Poate și unii și alții, dar indiferent cum o fac, o fac ca să-și înfrumuseseze viața. Este un lucru care merge la antipod, urâțirea cu înfrumusețarea. Ridicolul tatălui meu, care stătea la telefon și spunea, Duduiță, nu vă mai osteniți. Este atât de necesar. El seamănă implacabil cu Don Quixote care l-a trimis pe Sancho în La Mancha și a spus, ai fost la iubita visurilor mele. Căci eu m-am îndrăgostit de ea, nu din vedere, ci din auzit. Am fost stăpâne, săracul Sancho, cu realitatea lui, care o vedea cu înțelepciunea țărănească, dar și cu duioșia să nu jignească, s-o fi dus într-o comună acolo să întrebe. Nu e așa că ea avea mărgăritare în mână? Stăpâne, erau boabe de porumb, le dădea la găini. Da, dar n-ai văzut că mai târziu se transformau în mărgăritare. Sancho, uite morile, uite monștri. Stăpâne, nu sunt monștri, sunt mori. Ce te înșeli, dragul meu Sancho? E vrăjitorul care s-a deghizat în moară. Sunt monștri. Orice ideologie venită pe sufletul acestui neam s-a deghizat în ceva bun și aparent nepericulos. Se spune că poporul care nu are simțul primejdiei este predispus să iasă din istorie. De ce omul acesta frumos al poporului român are un grad de a nu se mai bucura atât de tare de viață? Poate că intră acolo o suspiciune. Intră foarte multe răni. Constantin Noica spune, omul pățit este diferit de cel cu experiență.
omul pățit, omul care a trecut prin, nu mai poate să vadă ca celălalt care nu i s-a afectat nimic. În România, urețirea este de tipul cancerului leucemic. Nu este o simplă tumoră pe care ai scanat-o, este expandată la fiecare celulă. Cum să te salvezi? Cum să te salvezi de această invazie care ocupă totul? Prin credință. Prin siguranța de a-ți iubi aproapele, de a-ți mărturisi ceea ce ai mai bun, fără țâvnoșenie, fără, cum să spun, demonstrații de genul acesta patriotarde. Da, dar virusul a mâncat totul. Au apărut, după fetișizarea de tip comunist, au apărut patriotarzi ăștia de 20 de ani care au consumat și ideea de națiune, și ideea de identitate, și ideea de ortodoxie, și ideea de monarhie. Au poluat-o, apăsând pe accelerator. Ceilalți au diminuat-o. Unde să te duci? Poteca pe care o facem, o facem către memoria noastră. Noi ne asumăm memoria noastră. Este a mea. Este dreptul meu de a fi. Întorcându-vă spre această memorie, o să vedeți ce demnitate are neamul acesta. N-au murit pe front oamenii aceștia de nimic, cum suntem noi numiți astăzi. N-au murit în pușcările comuniste. Au murit numai oameni frumoși. Numai un om frumos se poate jertfi pentru țară. Numai un om frumos poate să pună un jurământ suprem. Chiar așa nu ni se dă voie să ne recunoaștem frumosul. Chiar așa este o inflație de păcate pe neamul acesta. Chiar așa nu am voie să respir firesc în țara mea. Am colindat peste tot în lumea aceasta. Și am văzut aceste granițe invizibile pe care fiecare și le apără. Sunt granițe invizibile pe care trebuie să le apărăm. Zilele trecute au fost la Teatrul Național o echipă, echipa Japoniei, trupa Japoniei de teatru nou, tradițional, cam de la 700, deci o vechime fantastică. Și pe CV-ul respectiv pe care am apucat și o să-l văd, în dreptul unui actor spunea așa: valoare națională intangibilă. Valoare națională intangibilă. De asta Japonia este Japonie. Pentru că are valori naționale intangibile. Nu ca Bietul Eminescu, între ghilimele, țintă pentru gunoierii de astăzi. Nu ca toți martirii din pușcării, țintă. Nu ca tot ce am avut mai bun, voivoz, regalitate, țintă, abjectă. Intangibil. Intangibilitatea, valoarea, este intolerantă cu mizeria. Este intoleranța valorii. De ce s-a spus acolo, pe aici nu se trece? Dar poftiți, domne, aveți... Păi poftiți și pe aici. De ce Hristos a pus mâna pe bici și i-a scos afară și a zis: puteți veni de mâine, faceți un discount de 50% și vindeți în templu? Este o furie sfântă, este o intoleranță sfântă. Paradoxul paradoxurilor, această intoleranță sfântă este maximul de îngăduință și de generozitate umană. Omul frumos este acela care nu face o politică între mine și celălalt, ci pune de o relație, de o comuniune. Am dat un exemplu, Dobrogea cu 16 etnii. Fără multiculturalitate, fără politici, s-a creat simplu o fiziologie. Acel de a fi împreună. Spunea Simion Mehedinți, poporul român n-a avut niciodată acest delir al luptelor religioase. O împăcare. După 1877 nu există gest diplomatic și mai frumos sufletește decât al majestății sale, Carol I, care a făcut moschee la Constanța. Pentru turci, reacția nu întârzie. Primarul din Megidia, turc, se duce la Tache Ionescu și se ceartă: efendi, tu dat la mine bani, făcut biserică ortodoxă. Și Tache Ionescu nu avea bani și a zis: nu, da, efendi, eu turc, musulman suntem. Tu la mine dat bani pentru ortodox creștin. Pe semne că Titu Maiorescu avea dreptate.
grozav lucru, relațiile dintre oameni. Să învățăm să ne reîmprietenim cu trecutul nostru, să învățăm să ne-l asumăm, să învățăm să ne creștem copiii în sensul frumosului de a fi român. Așa cum americanul este crescut în sensul frumosului de a fi american, englezul la fel, francezul la fel, e o normalitate. Diferența este o normalitate. Prin diferență eu mă îmbogățesc, intru în dialog cu celălalt. Frumosul ca dezmărginire, frumosul ca eliberare, substanța omului frumos făcut dinpreună și nu separat. Omul frumos cu omul frumos se întâlnesc și răul se adună cu răul ca să facă mai mult rău. Dar omul frumos nu e o adunare. Omul frumos este o întâlnire. Trecem într-o Românie zdrobită, dar plină de infinite gesturi frumoase pe care nu mai avem capacitatea să le recunoaștem. Avem obtuzitatea lui Pila din Pont, care a zis ce e adevărul, nu cine e adevărul, ce e frumosul, nu cine e frumosul. Poate tineretul, vedeți, există o contradicție. Merg cu mașina, cu RATB-ul și văd ceva care mă doare cu toată ființa. Un grup de tineri care râdeau de o doamnă în vârstă, că stă în picioare și stau pe scaun și se amuzau. Și n-am putut să le spun nimic. Era mult prea mult urât, dar mi-era și jenă de tinerețea lor. M-ar fi considerat, am plecat prăbușit sufletește. Dar tot acest tineret pe care îl vedem acum hăcuit, înnebunit, sunt surse minunate de refacerea neamului. Viitorul umbra, spune Eminescu. Să te vadă că stai drept. Poți să-i vorbești tu teologie, istorie, memoristic, cât vrei. Dacă te vede cocoșat, cocoșat va fi. Minunat, a zis Eminescu, viitorul umbra. Când a fost invitat de majestatea sa, regina Elisabeta, poeta Carmen Silva, l-a întrebat, cum scrieți poezie? Și l-a spus, majestate, la mine versul se scrie cum cade frunza din copac. Adică o ardere, un lucru tragic. Chaucer, în Anglia, avea alt metabolism. Zicea, eu nu muguresc, Eminescu nu mugurea. Eminescu ardea. Numai această frântură de dialog pe care o luați, reface o entitate calitativă românească excepțională. E o pauză istorică de când a mai fost întrebat un creator al României. Au fost băgați la comandă. S-a făcut omul socialist. Nu vreau să insist pe lucrul acesta, pentru că ăla deja era de carton. Ne-a schilodit. Bun, categoric. Actul acesta de recuperare al frumosului trebuie să facă parte din datoria noastră, a celor care suntem acum. Încet, dar sigur. Cui îi este dat să vorbească, să luăm un exemplu, despre frumusețea de a fi român? Îi este dat să vorbească celui care creează un cadru dilematic? Are dileme asupra poporului român? Sau cel care simte, adulmecă frumusețea neîntinată, nevătămată, ca să-l citesc pe Ioan Gură de Aur, a poporului român? Și eu am găsit, la întâlnirea de astăzi, să vă spun cui îi acord eu dreptul să vorbească despre frumosul român. Eu nu acord dreptul de a vorbi despre frumusețea poporului român unui intelectual din acesta plin de splin și de scârbă vis-a-vis de neamul românesc, și am găsit pe cineva care este străin și care a scris o poezie despre poporul român. Ciudat, nu? E cineva din afară care eu, ca și Plotin, îi acord dreptul de a vorbi despre frumosul român. Și poezia sună așa. Dacă mă uit mai bine în cărțulia asta de câteva pagini, este intitulată Fratele meu român. Sunt
sunt libanez, cum tu ești român. Prietenul meu de azi și din anii toți, care ne vor mai albi tâmplele. Am știut unde să te caut, românule. Atunci când neomenia m-a lungat de scult și flămând dintre cedrii mei, mi-ai dat zâmbind umbra stejarului pe care ai împărțit-o frățește cu mine. M-ai învățat limba ta în care cântă clopote și ciocârlii, mi-ai dat din blidul uimitoarei tale omenii. M-ai luat de mână, dându-mi abecedarul meșteșugului pe care l-am visat când încă alunecam chicotind pe derdelușul dunelor fierbinți. Din două cămăși, una mi-ai dat-o acoperindu-mi goliciunea și adăpost strainic mi-ai dat, românule, neprețuitul meu prieten. Eu nu-ți pot da deocamdată nimic. Negreșit însă, un cedru va înflori numai și numai pentru tine. Și când mă voi întoarce acasă, îți voi trimite, fratele meu român, cupa rubinie neîntinată a florii de cedru libanez milenar. Eu îi acord acestui libanez numit Rashid Daud, doctor, nu-l știe nimeni, un fel de Khalil Gibran contemporan, dreptul de a vorbi fundamental despre frumusețea de a fi român. Și nu acord dreptul unei intelectualități vândute, compromise și incapabile să vadă. Zice Plotin la un moment dat că urâtul este o idee, formă străină, un corp străin. Este ca omul care a căzut în noroi și s-a murdărit de ceva străin. Stă în puterea lui să se curețe și să vorbească despre frumos. Există în situații limită momente în care frumosul acesta apare și te surprinde. Citam în memoriile părintelui Bejan, Dumnezeule, la Oranchi, unde a fost mănăstirea, unde a scris învierea Tolstoi, transformată în pușcărie pentru prizonieri de război. Și una armata germană, invicibilă, erau zdrobiți, erau niște bieți oameni care își mâncau curelele, bocanci, italienii distruși, japonezii au fost mai duri, s-au dus și au spus, vedeți, din întâmplări, din mici povestiri, îți recuperezi ceva din neamul ăsta nedeclarat. Niciun manual de istorie nu scrie lucrul ăsta. Niciun manual se ascunde în continuare, este o cenzură mai înfiorătoare asupra frumosului din România. Și spune că a venit japonezul și a spus comandantul nostru care prizonier vrea să mânce friptură și a zis, marș de aici. Și atunci el s-a aruncat pe un zid, de pe un zid direct în cap și a făcut kamikaze și a murit. Nimic din toate acestea la români. Nici o extremă, nici o umilință. Au făcut un singur lucru în care au îngenunchiat santinelele. Ne duceau, santinelele sovietice, că și aia săraci erau niște ruși terminați. Ne duceau la tăiat lemnele, minus 25-30 de grade cu o cămașă pe noi și veneam către seară, înapoi cu topoarele. Și era un ger cumplit și ne dădea atâta o bucățică de pâine. Și am trecut printr-un sat flămânzit. Și au venit copilașii amici să cerșească. Nu știa că suntem deținuți. Și atunci soldații români au dat bucata lor de pâine. Și spune Bejan, și atunci am văzut pe soldații sovietici îngenunchiând. Din clipa aia s-au purtat altfel cu noi. E plină istoria acestui neam de asemenea gesturi. Ele nu sunt monumentale, ele nu sunt majore, ele sunt aproape minuscule, dar sunt dumnezeiești. Există gest mai frumos când a venit președintele Germaniei aici cu președintele României și își căuta tatăl, căzut în timpul războiului. Și băbuța aia care a venit în spate și a zis, i-am îngropat aici cu cruce, nu gropi comune, cu cruce, i-am îngrobodit așa, i-am îngropat aici cu cruce. Să-l vezi, să vezi acest frumos, să vezi suțirea la care ești expus, urâțirea, urâțirea prin frică și învecinarea frumosului de astăzi cu urâtul. Obișnuiește-te! Una dintre emisiunile pe care am spus a fost detestabile și pe care un tânăr, mai încolo, peste 10-15 ani, va face studii de antropologie, este cea pe care am împrumutat-o de la BBC.
N-a fost nicio minte aici să spună, nu, la noi în țară așa ceva. Nu, nu primim. Formatul de televiziune, nu, aia cu cel mai român dintre noi. Nu era scopul să iasă Ștefan cel Mare, nu. Să facă ciorbă în creier, pe burtiera aia acolo. Eminescu, Guță, Constantin Noica, Adrian Copilul Minune, Carol I, Mădălina Manole. N-am nimic împotrivă cu nimeni. Poate oamenii aceia cântă bine. Spunea la un moment dat Lucian Blaga, paralelismul valorilor, de ce le amesteci? Care sunt valorile primordiale ale neamului? Nu faci concurență. Spune Goethe, valoarea, cadrul axiologic este pe verticală. Marile valori sunt pe orizontală. Le alegi în funcție de afect, în funcție de afinitate și de alte lucruri pe care nu se discută. De ce ne place un vals? De ce ne place un Chopin? De ce ne place un cântec popular? Acest de ce? E o chestie de hormoni? Vedeam spaima societăților deschise, intraductibilitatea. Ei vor ca dumneavoastră să fiți accesibili. Vor să scaneze tot. Vor să radiografieze tot. Globul pământesc să fie un fel de tomograf general. Și eu zic, nu-ți dau voie. Eu am o taină. Intimitatea mea. Respect-o. Părintele Stăniloae, libertatea celuilalt îmi întărește mie libertatea mea. E mai mult decât a zis Immanuel Kant. Libertatea unui om are drept limită libertatea celuilalt. E o ordine. La Stăniloae nu este ordine. Libertatea ta îmi întărește mie libertatea mea. Acolo intră respectul pentru libertatea celuilalt. Nu numai frontiera, nu numai graniță, respectul. Poporul român este popor punte între civilizații. Huntington, lupta între civilizații. Nu, poporul român este popor punte între civilizații. Împacă, tămăduiește. Îi spune vulpea micului prinț, dacă vrei să ne împrietenim, îmblânzește-mă. Câte neamuri a îmblânzit acest umil popor? Dând de la el, fiind de o toleranță indescriptibilă, aproape asasină, sinucigașă. O toleranță sinucigașă. Au dat tot, acuzat infinit. Nu poți să trăiești din această acuză. Omul frumos mângâie, omul frumos are tandrețe, omul frumos se naște din esență creștină, nu suflu în candela care abia se, care acum se stinge, nu strâng trestia sfărâmată. De ce nu se vorbește despre lucrul acesta? În orice carte de memorialistică găsiți mii, milioane de gesturi frumoase. Valeriu Gafencu, care își dă streptomicina pastorului Wurmbrand, a zis, ia-o tu ca să trăiești. Este cât o mitologie. Dacă ne ducem, sigur, vedeți, stropitoarea securității, nici nu mai pot să zic securității, pentru că securitatea statului este una a delatorilor ăsta, nefericiți. Și anozează totul. Orice întoarcere către memorie este sancționat. Orice întoarcere către vârfurile acestui neam, domnule, niciodată nu a fost o societate perfectă. O fi fost cu contradicții, o fi fost cu lupte, dar niciodată crima instituționalizată. De ce nu se recunoaște lucrul acesta că trebuie să ne întoarcem de la un punct pe care l-am lăsat ca să mergem, ca să putem construi, să ne întoarcem înapoi la bază? De ce nu s-a reacționat în fața acestui popor mutilat ca oamenii aceia de pe stadion? Cine trebuie să facă exercițiul de toleranță? Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă acum cu minoritatea romilor. Și unul a spus, de ce v-ați numit romi? Trebuia să vă numiți țigani. Nu-i nimic jenant în lucrul acesta. Știu, mi-a zis, nu am vrut noi. De ce v-ați dus și a spus că suntem un popor rasist? Când noi... Nu noi, o parte. Uite ce se întâmplă. Uite ce se întâmplă cu voi.
Poate acum recunoașteți cât de îngăduitor a fost neamul acesta. Dincolo de duritate. E lege. E lege europeană, nu permit. Cât a înghițit și noi recunoscând a fost acest popor rasist când George Enescu îl ducea pe Yehudi Menuhin în satele de țigani ca să arate că sunt geniali în muzică. Dar am și ordonat sau disciplinat atunci când lucrurile ieșeau din rostul lor, din rânduială. Toată filozofia interbelică este obsedată de rânduială și de rost. S-a ieșit din rost. Omul frumos reașează rostul lucrurilor. Să vă spun către final tot poate niște imagini care nu vor lucra direct. Că omul trebuie să trăiască numai cu ochii către frigider și către contoarul de electricitate. Omul trebuie să trăiască în crize și din nou în crize. Și viața se duce. Omul trebuie să uite de demnitățile lui, de dragostea lui, de iubirea lui. Omul trebuie să fie preocupat, mediocru, să-și pulverizeze frumosul. Dragii mei prieteni, frumosul pentru om este ca polenul pe aripile unui flutur. Suflă acest polen și fluturile va deveni o omidă care se târăște și ceea ce îl înălța îl atârnă. Suflă acest frumos din sufletul unui om și va deveni propriul său rob și al fratelui care îl dresează. Frumosul este capacitatea pe care ți-o dă Dumnezeu să te dezmărginești de urât, de a zbura. Spunea un filozof indian, ce poate să facă peștișorul mic când este urmărit în permanență de peștere cel mare? Să învețe să zboare. Credința aceasta, frumosul acesta l-a dezmărginit pe țăranul român. Să trăiască cu un picior în istorie, dar și cu un veac, ca să-i dea sens istoriei. A spus Constantin Noica, istoria a făcut pipi pe mine. O istorie plină de statistici. Dragă Sanda, am venit să vă scot din statistici. Să vă rugați pentru învingătorii noștri, așa cum Maica Alexandra s-a rugat pentru comandantul sovietic, care intrând în mănăstire și ocupând totul, a lăsat la plecare un bilețel. Eu, comandantul acestei unități, vă rog să vă rugați pentru mine. Dragă Sanda, să ne rugăm pentru învingătorii noștri, pentru că această țară nu poate să fie la infinit o pășune a istoriei. Polenul acesta nu-l suflați de pe aripile sufletului dumneavoastră, ca să putem zbura. Vor fi forțe fantastice, nebănuite. Nu întâmplător, sanctitatea sa, Papa Ioan Paul al II-lea, când erau cu Iaruzelski pe cap, i-a privit pe polonezi și a zis ce a zis Hristos, îndrăzniți, îndrăzniți. Și am să vă spun, poate în final, din ce am putut eu să recuperez, că frumosul are demnitate. În primul rând, ca să respectăm tradiția românească a râsului dacic în fața necazului, eu am să vă spun și alte împrejurare cum am aflat că sunt frumos. Eram în avion, veneam de la Zürich spre Viena și o doamnă mai în vârstă, așa, o mică băbuță, americană lângă mine. Where are you from? Zic, from Romania. Oh, interesting. Oh. Have you your own language? Yes, the Patagonese. Tăcere mare. Și după jumătate de oră s-a auzit un țipăt, am crezut că se prăbușește avionul. Oh, Dracula country! Oh, văzuse pe harta acolo. Yes, i-am spus eu gelos, în calitate de puric. Sugem sângele poporului toți. A aterizat avionul. S-a ridicat în picioare și se chinuia cu un pulover și normal că am ajutat-o să țină. Oh, what a handsome boy! Never saw something like this!
De mult pe semne nu a mai fost ajutată să îi se țină un pullover. Și de aici a început nenorocerea lui Puri, că tot avionul era plin cu 100 de băbuțe, care toate au trecut pe lângă obrazul meu și zicea, oh, what a handsome boy! Oh! Și mi-a făcut obrazul numai ciupituri. Și de atunci am rămas pe semne cu percepția că sunt frumos. De la ciupiturile alea un frate zicea, what a handsome boy! 100 de americani ce m-au ciupit. Am mai aflat odată când m-a angajat maestru Berigan la Național, în plin comunism. Terminasem ce-i drept stagiatura. I-a plăcut lui când am jucat la Teatrul Național odată. Am venit cu Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, o piesă pusă de Mihai Mălai Mare. Aici sunt lucruri foarte frumoase și l-a chemat pe maestru Berigan să vadă. Și eu săream, făceam tumbe, băteam step, făceam coreografie, făceam de toate. A fost ceva, un lucru nemaipomenit. Mama cu tata, Dumnezeu să-și odihnească în sală. Și după ce am terminat piesa, mă ia maestru Berigan. Nu știi ce însemna. A pus mâna pe mine și zis, ești grozav. Te angajezi, acum, ești ceva nemaipomenit. O săptămână n-am curățat haina acolo și am ieșit așa cu pieptul mare. Mare de fericire să îmi aștept părinții care veneau să arăce prin zăpadă, așa. Și zic, v-a plăcut, a fost nemaipomenit. Dragă, eu nu mai vin cu nenorocitul ăsta niciodată la teatru. Nenorocitul era sărăcă tata. Zic, dar de ce? Mai dormea lumea în sala de asta, sforăia în ultimul hal. Mă rog, adică Dumnezeu te smerește. Și când m-a angajat, a lăsat din nefericire ușa deschisă și se vorbea foarte tare. Ăia care stăteau în jurul maestrului, ziceau, dom'le, de ce l-a angajat pe ăsta? Că n-am auzit de el. A dat bani, are pile, e securist. Se zicea. Și atunci maestrul argumenta. Am găsit un băiat extraordinar, tânăr, talentat, trebuie să-l angajăm de urgență. Ca blânz, s-au spus. Nu, că ești interesant, așa. Ca Gio Visu. Nu, că este și frumos. E ca mine când eram tânăr. Deci, vedeți că ne adunăm frumos cu frumos. Și apropo că din teatru, teatru este o viață concentrată. Și am să vă spun demnitatea frumosului. Și cu asta o să vă las cu petalele mele de frumos, Calbureanu. Apus de soare, 1000 de reprezentații, cu tremurător. Și acum dacă l-asculți se face părul în cap măciucă. L-a jucat de 1000 de ori că și în timpul liber se credea Ștefan cel Mare. S-a dus la CCA să bea și punea chenurul acolo la masa generalilor, că de poftiți aici maestre. Și el când bea, își lua dopurile și le băga în buzunar ca să nu păcălească chenurul dimineața toată noaptea să bea mola negru. Și într-o zi a venit lângă el și Bolțățeanu, ăștia de dramă nu ziceau nimic, tăteau tot timpul tăcuți, din când în când ziceau, da. Ăia comicii, birlic, ceilalți râdeau, erau pe sumasă, ăștia nimic. Da. Două noaptea, trei noaptea, da, gâl. Și într-o zi a venit chelnerul și a spus ospătarul, că ușa fusese la cap și a respecta frumosul. I-a zis, maestre, nu vă supărați, numai astăzi, dacă sunteți drăguți, să eliberați puțin masa, că vin generalii. Și s-a sculat Calbureanu în picior, a zis, cine vin? Și a zis, generalii. Și a dat un pumn în masă, a zis, eu sunt Ștefan cel Mare! Și a rămas acolo. Bun. Urmează piesa. Și monologul ăla fantastic. Moldova nu este a voastră, nici a strămoșilor, ci a urmașilor voștri. În veacul, veacurile. Și pe urmă intra scena antologică, Jmil, doctorul zicea, să vină Jmil la mine. Și apărea meșterul Berigan, am venit, Marieta, să te facem bine. Așa și cu spion, extraordinar, jucau mari maestri amândoi. Se uitea și prin jur, așa, da, Marieta, o să te facem bine. Și era o scenă antologică unde îi puneau gătejele alea pe picior ca să rana de la vas, de la podul înalt. Și încă puțin, Marieta, și a făcut de la Vrancea un monolog ca să nu țipe Ștefan cel Mare. Și m-am bătut cu turcul și striga turcul, au! Și încă puțin, Marieta, gata, nu știu ce. Și nenorocire, îmi zice Neamișu Fotino, băi, Dănuțe, a plecat meșterul într-o delegație în Danemarca și a trebuit să intru în 3 zile. Știi ce înseamnă? Cine nu știe, dacă intri într-o piesă care s-a jucat de 100 de ori, nu de 1000 de ori,
între actori care sunt deja, sunt și mari și sunt deja rutinați în chestia asta. Eu am intrat între Tamara Buciuceanu și Dumnezeu să o odihnească Gina Patrică când eram student și mai bine mă aruncam mama între două accelerate, care erau așa. Deci nu mai, și textul ți se uită, degeaba n-aveți. Uiți tot, te cretinizezi și nu mai știi ce să faci. Și că am înghețat, i-a zis maestrul Calbăran, maestru, să intre domnul Mișu Fotino. Să intre, dragă, oricine, că oricum nu mai contează. Deci nu mai juca cu masa. Deci nu, n-a mai fost niciun fel de problemă și ăsta s-a apucat să repete, că nu venea Calbăranul la repetiție. Nu venea, repeta cu scaunul. Măria ta, o să te fac bine în curând. Da, Măria ta, să trăiești, Măria, Măria, Măria ta, să trăiești, Măria ta. Mai venea regizorul tehnic, îi dădea seara ce că repeteam cu nevasta pe post de Ștefan cel Mare. Da, Măria ta, da, acum Măria ta, ne retragi, sigur că da. Și a venit ziua condamnării mele, când a început spectacolul. Și bubuiau alea, tot teatru. Și unde-i Samoil și Movilă? Pământ, chiar pe oasele lor se sprijină Moldova, ca pe oasele unor uriași. Lumea plângea, femeile distruse în sală. Fotino slăbise 3 kg, era distrus. Stătea în haina lui meșterului și era distrus. Și urmează momentul în care zice, să vină și Mil la mine. Și că în clipa aia, gata, am transpirat, crezi că și-am pășit. Și zice că atunci s-a întors Calbureanu cu toată istoria neamului. Cu Ștefan cel Mare, cu lupte, cu bătălii, cu getodaci. Și nu l-a văzut pe Beligan. Și a spus, tu cine ești? Și Fotino, și el a zis, Fotino, Măria ta. Mulțumesc din suflet. Ce pot să vă spun? Pe semne, bucuria aceasta trebuie să fie pedepsită, dar de data aceasta mă bazez pe dumneavoastră, că nu vă veți clinti și veți fi trepte pe care un puric o să coboare spre memorie.